Bună ziua, bine v-am găsit! Continuăm să descoperim cartierul Iosefin, pornind din parcul Gheorghe Doja și având-o alături pe prietena noastră, Angela Mate. Bine te-am găsit, Angela! Bine, o să facem o plimbare prin acest cartier care are o însemnătate mare pentru tine și o să te rog să începem cu începutul. Ce te leagă de acest cartier? Mă leagă începutul vieții mele profesionale cumva, pentru că la Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasieu, așa se numește acum, atunci se numea Școala Profesională numărul 2, am început eu să muncesc. La 1 noiembrie s-au împlinit 29 de ani de atunci. Am fost asistentă medicală la Școala Profesională pentru Surdomuți, cum o știe lumea din Timișoara. Trebuie să spun că nu pot să accept cuvântul surdomuți, pentru că toți surzii au un aparat fonoarticulatoriu integru și acceptăm și surzii nu se simt jigniți de cuvântul surzi. Deci așa vom vorbi despre această comunitate cu care tu ai o foarte mare legătură emoțională, profesională și din toate punctele de vedere. Aici, pe traseul nostru, undeva foarte aproape, a avut sediul Asociația Surzilor. La primul colț, mulți ani a avut sediul Asociația Națională a Surzilor, filiala Timișoara. Ea este acum de câțiva, nu știu să spun câți. S-a mutat în alt loc, dar amintirile ne leagă totuși de locul ăsta. Aș vrea, pentru că tot în această perioadă se mai întâmplă o aniversare foarte importantă pentru tine, să parcurgi acești ultimi 10 ani de când ai început să faci mai multe și tot mai multe pentru această comunitate ca să aduci în atenția noastră și bunele și relele de care iau parte în fiecare zi. Și hai să începem cu bunele, ca să împachetăm așa toată povestea asta. Cumva pentru mine e emoționant așa să vorbesc despre asta. Astăzi sunt 7 ani de când am început să traduc știrile pentru surzi la TVR Timișoara. 7 ani în care lucrurile cu adevărat s-au schimbat. Acum 7 ani nu erau surzi așa de văzuți. Sau poate că erau văzuți de noi cei din imediată apropiere. Acum oamenii știu mai mult despre surzi, poate că sunt și puțin mai curioși. Cred că facem pași înspre normalitate. Tu ești traducător autorizat. Da, sunt interpret autorizat din 2013. Pentru limbajul semnelor române. Da, bună precizare. Pentru că limba semnelor, deși pare să fie internațională, ea nu este. Este pentru fiecare țară limba țării respective, limba semnelor române, limba semnelor italiene și așa mai departe. Cine te mai ajută în această nevoie de interpretare care este și în Timișoara și în împrejurim și cum stăm la capitolul acesta? Nu stăm bine deloc. În Timișoara mai sunt doi interpreți care sunt angajați Asociației Naționale a Surzilor, dar ei oferă ajutor doar unei părți din comunitatea surzilor, adică a membrilor Asociației Surzilor. E un subiect sensibil și asta pentru că mi-ar place cândva, când o să cresc mare, să fiu interpret, doar interpret, să nu trebuiască să merg dimineața la școală, între timp să pot să rezolv lucruri și seara să merg la TVR să interpretez știrile. Mi-ar place să fiu interpret cu normă întreagă și știu că surzii au mare nevoie. Așteptăm ca legislația existentă să se pună în aplicare. Legislația există, dar nu înseamnă că se și aplică. Da, asta am vrut să întreb, dacă este o problemă de la acel nivel sau putem noi, cum facem împreună cu colegii din marele proiect Civicultura, să conștientizăm zi de zi, să aducem probleme în atenția oamenilor și mă întreb dacă ajută asta ca să sensibilizăm. Poate ar fi persoane care ar dori să învețe meseria asta. Ce trebuie să facă? Unde ar trebui să meargă? Din păcate, e destul de complicat pentru că cursuri pentru interpreți în momentul ăsta nu se întâmplă în țară. Și apoi, un interpret calificat nu cred că se poate realiza foarte simplu. Dar conștientizarea este bună,
pentru că e important ce transmitem oamenilor. Nu toată lumea o să învețe limbajul Braille, nu toată lumea o să știe limba semnelor române, dar e important cum îi privim pe cei de lângă noi. Și dacă le acordăm șansa egalității, lucrurile să stea tot mai bine. Tu ai o relație foarte apropiată cu copiii cu care lucrezi. Da. Și i-am întâlnit și eu de câteva ori atunci când am produs mesaje în limbajul semnelor și mi s-au părut deosebit de fain. Știu că o să te emoționeze acum pentru că am adus vorba, dar chiar am văzut în ei așa o sclipire și aș vrea să o vadă toată lumea. Da, și eu îmi doresc asta. Cum facem? Nu știu, surdii sunt foarte deschiși, trebuie doar așa un limbaj de bază și multă empatie. Nu e necesar, tu te-ai înțeles cu ei de fiecare dată când i-ai întâlnit, fără să știi multe semne. Ideea este că ei se simt dacă sunt acceptați sau nu și atunci, în funcție de asta, putem să scriem un mesaj, putem să arătăm telefonul cu un mesaj scris. Tehnologia ne ajută extraordinar de mult în anii ăștia, prin comparație cu anul 93-92. Când nu aveam internet, nu aveam telefoane mobile, nu puteam să avem apel video. Lucrurile s-au schimbat foarte bine pentru surzi din punctul ăsta de vedere al comunicării. Pot să interpretez și la distanță. Dacă cineva are nevoie, mă sună cu apel video și pot să elucidez misterul din spatele unei probleme de comunicare. Lucrurile stau bine acum. În ce domeniu este cel mai complicat să traduci, să interpretezi? În ce domeniu? Nu știu. Cred că cel mai complicat este să traduc ședințele, conferințele de presă de la primărie. Am tradus la spital, am tradus la tribunal, am tradus la evidența populației. Pe unde n-am tradus? Am tradus la teatru. Cred că la primărie e cel mai greu. Ai spus de teatru și aș vrea să amintesc și de Teatrul Național și de Asociația Solidart, care au avut proiecte foarte apropiate de voi și poate vrei să spui câteva cuvinte despre asta. Da, vreau să spun mai întâi despre Fluturii sunt liberi, pentru că e așa o poveste frumoasă, că întotdeauna când întâlnești un om, de fapt întâlnești o comunitate și am întâlnit-o pe Simona înainte de a se întâmpla Fluturii sunt liberi. Simona este o persoană deosebită nevăzătoare și pentru că ea accesibiliza pentru persoane definite de vedere teatru Fluturii sunt liberi, m-a rugat să fac și eu același lucru pentru persoanele surde. Evident că am acceptat. A fost o provocare grea. Nu sunt mulțumită neapărat de ce a ieșit, dar s-a întâmplat. Mesajul unui spectacol de teatru a ajuns la surzi și ca urmare a acelui succes, Teatrul Basca are în continuare un proiect, se numește Dincolo de Cuvinte, în care face teatru cu copiii mei de la școală. Și asta e cel mai mare succes, că lucrurile se întâmplă în continuare. Iar faptul că Teatrul Național a cooptat o persoană surdă să fie într-un spectacol actor adevărat, este iarăși un mare succes. Până la urmă arătăm că surzii pot mai mult decât nu pot, că doar nu pot să aud, în rest pot orice. Și te povestind și plimbându-ne, am ajuns în dreptul unei clădiri care iarăși are pentru tine o mare însemnătate și aici e momentul să ne spui istoria ta legată de acest loc. E foarte emoționantă istoria. Acum că sunt aici în fața ei, emoțiile sunt destul de copleșitoare. Aici, practic, am decis ce să fac cu viața mea. Înainte de a decide asta, ce planuri aveai despre viața profesională? Eu am dorit să fiu asistentă medicală, eram asistentă medicală aici la școală, îmi plăcea ce făceam, dar ceva te-a chemat în altă parte. Cu tot entuziasmul vârstei de 18-19 ani, mi-am dat seama că nu poate fi cunoscută comunitatea fără să-i cunoști limba și atunci am făcut tot ce am putut eu să-i cunosc foarte bine limba și am învățat limba semnelor, am învățat-o 100% de la persoane surde. Ne asigurăm și trecem repede. Pentru că, așa cum preferăm să învățăm engleza de la nativ, eu cred că și limba surzilor trebuie învățată de la surzi. Ei pot cel mai bine să ne învețe. Eu am învățat-o exclusiv de la ei și continui să învăț. Am decis să nu mai fiu asistentă medicală, am decis că trebuie să fac
să pot face mai mult și ca să am un cuvânt de spus trebuie să fac facultate. Am făcut psihologie doar pentru că la Timișoara nu era atunci psihopedagogie specială. Am terminat facultatea, am devenit profesor psihopedagog la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Constantin Pufan. Și atunci, deși interpretam pentru oricine avea nevoie, datorită reglementărilor, nu mai puteam interpreta fără autorizația de interpret, am obținut autorizația și mi-am dorit să pot transmite tot mai multe informații. Asta îmi doresc și acum și tu știi că te rog de multe ori să facem lucruri ca informațiile să ajungă la surzi, mai mult decât fac acum. Dar să fii interpret autorizat înseamnă să-i poți reprezenta legal în orice loc. Bine, asta ar fi fain dacă autoritățile ar înțelege și instituțiile publice din România ar avea un acord în care să existe o colaborare cu un interpret, să fi chemat atunci când au nevoie. Am așa asta treaba. M-am lungit. Angela, îți mulțumesc că ai acceptat discuția, pentru că știm cu toții că preferi să vorbești în semne și, da, și totuși am vrut ca vocea ta să fie auzită, ca să ne spui tot ce tu știi și crezi că ar trebui să aflăm și noi despre această comunitate de oameni minunați. O parte dintre ei au devenit activi datorită ție în viața culturală, în viața civică și sunt convinsă că de acum înainte va fi din ce în ce mai bine. Sperăm. Dacă n-am sperat, am murit. Trebuie să sperăm. Salutăm în semne la final? E de ajuns atât și mulțumim. Mulțumim pentru că sunt atenți cu tot surzii pe care îi întâlniți într-o zi.